Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vă prezint câteva curiozități despre piramidele egiptene despre care nu se vorbește. Piramidele egiptene reprezintă una dintre realizările arhitecturale definitorii ale lumii antice. Ca o fază incredibilă a ingineriei antice, cu fiecare an, egiptologii încă descoperă mai multe despre aceste structuri impunătoare. Complexul piramidelor din Giza a atras interesul vizitatorilor din întreaga lume, asociindu-le cu marii faraoni de altă dată. Încă învăluite de mister, piramidele nu își dezvăluie ușor secretele. Însă, de-a lungul timpului, savanții au ajuns să afle, prin intermediul lor, numeroase fapte surprinzătoare despre Egiptul antic. Abilitatea tehnică amestecată cu mitologia și superstiția au determinat faraonii să construiască aceste structuri formidabile, care s-au dovedit a fi unele dintre cele mai indestructibile monumente arhitecturale create vreodată. Așadar, deși credeți că cunoașteți totul despre piramidele egiptene, rămân încă multe lucruri de descoperit. În primul rând, nu au fost construite la fel. Nici o piramidă nu seamănă cu alta. De fapt, la fel ca în cazul multor altor tipuri de clădiri, există faze distincte pentru construcția piramidelor. Cele mai vechi piramide nu sunt structurile ascuțite la care ne gândim cel mai des, dar erau de fapt plate sau cu trepte. Multe exemple se găsesc în acropola din Saqqara, situată în capitala Egiptului antic, Memphis. Piramidele de aici sunt cele mai timpurii, printre care și piramida lui Djoser. Construită în timpul celei de-a treia dinastii și proiectată de arhitectul Imhotep, această piramidă a fost construită între 2630 înainte de Hristos și 2611 înainte de Hristos. Este considerată unul dintre cele mai vechi monumente din lume construite din blocuri de piatră tăiată. Există o piramidă construită în trepte în care Imhotep a fost îngropat, cu dimensiuni în scădere, trepte care sunt stivuite una peste alta. Această tipologie se găsește în multe culturi, de la templul Borobudur din Indonezia până la piramida El Castillo construită de Maya în Chichen Itza. Cele mai mari piramide au fost construite în vestul Nilului. Cultura egipteană este plină de simbolism și superstiții care ghidează luarea deciziilor. Așadar, nu ar trebui să ne surprindă faptul că chiar locația piramidelor antice a fost ghidată de mitologie. Majoritatea au fost construite pe malul de vest al Nilului dintr-un motiv distinct. Deoarece piramidele erau locurile de odihnă ale faraonilor, aceștia ar trebui să fie înmormântați acolo unde sufletele lor își pot începe călătoria în viața de apoi. Pentru egiptenii antici, viața de apoi și soarele erau strâns legate. Osiris, zeul egiptean, strâns legat cu viața de apoi, simboliza puterea noii vieți. De-a lungul timpului, zeul a fost asociat cu ciclul soarelui și cu modul în care acesta a adus o viață nouă din semințele adormite. Datorită acestei asocieri, soarele în zenit a simbolizat moartea, iar soarele murea în vest în fiecare noapte. Sufletele faraonilor aveau menirea de a se conecta cu soarele în apus, înainte de a răsări din nou dimineața, simbol al vieții veșnice. Plasând piramidele în vestul Nilului, faraonii se odihneau chiar în zona care semnifica metaforic moartea. Cum au fost construite piramidele? Unul dintre cele mai mari mistere despre piramidele egiptene îl reprezintă tehnicile de construcție folosite pentru a fi ridicate. Metoda de transportare a materiei prime de către egipteni este impresionantă, având în vedere că peste 2 milioane de blocuri de calcar și granit au fost folosite pentru a construi Marea Piramidă din Giza. Fiecare bloc cântărea aproximativ 2,5 tone. Deci, cum au fost mutate aceste blocuri uriașe?
Din păcate, egiptenii nu au lăsat înregistrări scrise și au fost propuse mai multe teorii de-a lungul anilor. Un studiu din 2014 arată că transportarea acestor blocuri a avut loc cu ajutorul apei și nisipului. O pictură care datează din anul 1900 înaintea erei noastre prezintă un grup de bărbați care trag o statuie mare pe o sanie, în timp ce o persoană stă în față, turnând apă, ulei sau grăsime peste nisip. Deși inițial s-a crezut că gestul a fost pur ceremonial, există dovezi științifice că acest tablou deține cheia pentru dezvăluirea misterului privind modul în care egiptenii mișcau aceste greutăți. Cercetătorii au experimentat, trăgând cantități mari de greutate pe o sanie, pe nisip, și au descoperit că atunci când au adăugat cantitatea potrivită de apă, tracțiunea devenea mai ușoară, iar umiditatea nisipului reducea frecarea cu până la 50%. Egiptenii au folosit astronomia pentru construcția piramidelor. Potrivit unui egiptolog britanic, stelele erau o forță călăuzitoare a modului de aliniere a piramidelor. Kate Spencer, de la Universitatea Cambridge, a publicat în anul 2000 o cercetare care demonstrează modul în care ursa mare și ursa mică au fost folosite pentru a alinia piramidele în direcția acestora. Măsurătorile s-au dovedit atât de exacte, încât au doar o marjă de eroare de până la 0,05 grade. Este interesant faptul că, cu aceste informații în mână, este posibilă datarea piramidelor folosind înregistrări astronomice. Piramidele nu au fost construite de către sclavi. Teoria istoricului Herodot, precum că piramidele au fost construite de sclavi, s-ar putea să nu fie adevărată. Acest concept a fost apoi folosit de Hollywood, dar s-ar putea să nu fie adevărat. În anii 90 au fost descoperite mormintele constructorilor de piramide. Egiptologii sunt destul de siguri că nu erau sclavi, ci mai degrabă constructori care proveneau din familii cu venituri mai mici. Faptul că dețineau un mormânt arată că rolul lor în construirea piramidelor a fost mai degrabă o onoare decât o muncă impusă sclavilor. Cea mai mare piramidă poate fi folosită drept ceas. Marea piramidă din Giza nu este doar cea mai recunoscută dintre piramidele Egiptului, ci este și singura dintre cele 7 minuni ale lumii antice care a rezistat în timp. Marea piramidă este importantă, deoarece ne poate spune și timpul. Structura acționează ca un ceas solar. Umbra ei spune ora căzând pe semne făcute în piatră. Ba mai mult, aceasta a fost capabilă să prezică solstiții și echinocții, ajutându-i pe egipteni să definească anul solar. Egiptologia este un domeniu extrem de activ, iar cercetătorii continuă să sape și să folosească tehnologia pentru a răspunde la numeroasele mistere rămase încă nerezolvate. Arheologii vorbesc despre 118 piramide în Egipt, parțial sau complet păstrate până în zilele noastre. Vârsta lor este de la 4 la 10.000 de ani. Piramida lui Cheops este singurul miracol supraviețuitor din cele 7 minuni ale lumii. Aceste piramide au devenit cele mai vizitate obiective turistice din Egipt. Au fost perfect păstrate, ceea ce nu se poate spune despre multe alte structuri, cu care timpul nu a fost bun. Locuitorii au contribuit și ei la distrugerea maiestoaselor necropole prin îndepărtarea placării și spargerea pietrelor de pe ziduri pentru a-și construi casele. Piramidele egiptene au fost construite de faraonii care au condus din secolul 27 înainte de Hristos și mai târziu. Ele erau destinate odihnei conducătorilor. Scara uriașă a mormintelor, unele până la aproape 150 de metri înălțime, trebuia să mărturisească măreția faraonilor îngropați, iar mormintele conțin lucruri pe care domnitorul le-a iubit în timpul vieții și care i-ar fi fost utile în viața de apoi.
Pentru construcție au fost utilizate blocuri de piatră de diferite dimensiuni, care au fost scobite din stânci, iar mai târziu cărămida a devenit materialul pentru pereți. Blocurile de piatră au fost întoarse și ajustate astfel încât o lamă de cuțit să nu poată aluneca între ele. Blocurile au fost suprapuse unele peste altele cu un decalaj de câțiva centimetri, fapt ce a format o suprafață întrepte a structurii. Aproape toate piramidele egiptene au o bază pătrată, ale cărei laturi sunt orientate strict către punctele cardinale. Deoarece piramidele au îndeplinit aceeași funcție, adică au servit ca loc de înmormântare al faraonilor, interiorul structurilor și decorul sunt similare. Componenta principală este sala de înmormântare, unde a fost instalat sarcofagul conducătorului. Intrarea nu a fost amenajată la nivelul solului, ci cu câțiva metri mai sus, și a fost mascată cu plăci orientate. De la intrarea în holul interior, apar scări și pasaje, coridoare, care uneori se îngustează atât de mult, încât este posibil să mergi de-a lungul lor doar ghemuit sau târându-te. În majoritatea necropolelor, camerele de înmormântare sunt situate sub nivelul solului. Ventilația a fost realizată prin țevi de canal înguste, care pătrund pereții. Picturile rupestre și textele religioase antice se găsesc pe pereții multor piramide. De fapt, oamenii de știință de aici au obținut unele dintre informații despre construcția și proprietarii mormintelor. Lista misterelor nerezolvate ale piramidelor începe cu forma necropolelor. De ce s-a ales forma piramidei, care este tradusă din greacă prin poliedru? De ce fețele erau amplasate clar pe punctele cardinale? Cum au fost mutate imensele blocuri de piatră de pe situl minier și cum au fost ridicate la înălțimi mari? Clădirile au fost ridicate de extraterestri sau de oameni care dețin un cristal magic? Oamenii de știință chiar se ceartă cu privire la cine a construit astfel de structuri monumentale înalte, care au rămas de milenii. Unii cred că au fost construite de sclavii care au murit cu sutele de mii în fiecare clădire. Cu toate acestea, așa cum spuneam și mai devreme, noile descoperiri ale arheologilor și antropologilor conving că constructorii erau oamenii liberi care primeau mâncare bună și îngrijiri medicale. Au tras astfel de concluzii pe baza compoziției oaselor, a structurii scheletelor și a leziunilor vindecate ale constructorilor îngropați. Toate decesele persoanelor implicate în studiul piramidelor egiptene au fost atribuite coincidențelor mistice, care au provocat zvonuri ce vorbesc despre blestemul faraonilor. Nu există dovezi științifice în acest sens. Poate că zvonurile au început să sperie hoții și jefuitorii care doresc să găsească lucruri valoroase și bijuterii în morminte. La fel de misterios rămâne și momentul construcției piramidelor egiptene. Potrivit calculelor, necropolele mari cu acel nivel de tehnologie ar fi trebuit construite în cel puțin un secol. Cum, de exemplu, a fost construită piramida Cheops în doar 20 de ani? Înălțimea inițială a piramidei Cheops a fost de 146 de metri, iar lungimea laterală 230 de metri. Construită în doar 20 de ani, în secolul 26 înainte de Hristos, cel mai mare dintre reperele egiptene are nu una, ci trei săli de înmormântare. O sală este sub nivelul solului, iar două sunt deasupra liniei de bază. Pasajele împletite duc la camerele de înmormântare. Pe ele puteți merge în camera faraonului sau a regelui, în camera reginei și în sala inferioară. Camera faraonului este o cameră de granit roz cu dimensiuni de 10 pe 5. Are un sarcofag de granit fără capac. Niciunul dintre rapoartele oamenilor de știință nu conține informații despre mumiile găsite, astfel încât nu se știe dacă Cheops a fost îngropat aici. Apropo, nici mumia lui Cheops nu a fost găsită în alte morminte. Rămâne încă un mister dacă piramida lui Cheops a fost utilizată în scopul propus
Și dacă da, se pare că a fost jefuită în secolele trecute. Numele faraonului, prin ale cărui ordine și proiect a fost construit acest mormânt, a fost deslușit din desenele și hieroglifele de deasupra camerei de înmormântare. O altă teorie interesantă este utilizarea piramidelor ca centrală electrică. Mai multe confirmări ale acestei ipoteze pot fi găsite pe baza arhitecturii piramidei Cheops. Avea sens ca vechi egipteni să construiască o structură atât de grandioasă doar pentru a onora memoria faraonului? Piramida este pătrunsă de diverse țevi și canale la toată înălțimea și întinderea sa. S-a dovedit științific că aceste canale sunt așezate conform hărților cerului înstelat. Un canal vertical trece de-a lungul liniei axiale a piramidei, care eventual este o instalație energetică pentru comunicarea cu mintea universală sau cu spiritele strămoșilor, conform credințelor oamenilor din antichitate. Este interesant faptul că în interiorul piramidei există un număr mare de camere care nu au nicio legătură cu ceremonia de înmormântare. Nu s-a dovedit încă dacă, de fapt, faraonul Cheops a fost îngropat în camera funerară a Marii Piramide sau altfel. Misterele piramidelor din Egiptul Antic, cu fiecare nouă descoperire, lasă din ce în ce mai multe întrebări decât răspunsuri. Piramida lui Cheops este construită pe baza unei piramide mult mai vechi, al cărui timp de construcție se presupune că este de 14.000 de ani înainte de Hristos. Dimensiunea sa este atât de mare încât ocupă aproximativ jumătate din volumul Marii Piramide. La aranjarea și vopsirea interiorului s-au folosit felinare speciale, eventual electrice. Acestea au fost descoperite în timpul săpăturilor și încă mai dădeau o lumină slabă, în ciuda miilor de ani de la înmormântare. Există o ipoteză că egiptenii au primit electricitate folosind centrale electrice precum Marea Galerie din piramida Cheops. Pe marginile piramidei, oamenii de știință au găsit diverse imagini realizate cu caneluri. Desene, dacă se dorește, pot fi văzute în lumina reflectată. Pe partea de sud a piramidei, cel mai probabil, există un portret al vechiului zeu egiptean Tot, unul dintre cei mai semnificativi zei din mitologia egipteană. Ascunse în piatră, secretele piramidelor Egiptului antic vor provoca imaginația omenirii pentru o lungă perioadă de timp. Nu putem decât să sperăm că tehnologiile secolului 21 vor putea în continuare să dezvăluie oamenilor cunoștințele care au fost îngropate sub grosimea nisipului și a timpului. Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să dați like și share. Până data viitoare, numai bine! Pe curând!